durerea de spate, pe care nu, încă n-a fost diagnosticată, deci încă nu știm care este cauza ei și aș dori să vă întreb dacă atunci când nu este identificată sursa durerii, poate fi tratat simptomul? Cum anume? Da, din păcate asta se face foarte mult, foarte mulți pacienți primesc tratament analgetic fără a face eforturi complete în a elucida ceea ce se întâmplă. Și problema nu este numai acolo unde pacientul nu are elucidată cauza durerii lui de spate. Din contră, mulți pacienți au un diagnostic și se prezintă după un anume interval de timp cu o durere care seamănă cu durerea inițială, dar nu aceea este problema. Și o să vă dau exemplu. Deci ce trebuie să înțelegem înainte de a vă da exemplu pe care vreau să vi-l dau? Sunt foarte multe structuri generatoare de durere la nivelul coloanei. Mai devreme vă dădeam exemplul herniei de disc care apasă pe un nerv și care îngustează nervul și ne doare din cauza asta. Observați, vă rog, aici la spate, deci în afară de corpii vertebrali, vertebrele mai vin în contact una cu cealaltă la nivelul acesta. Aceste articulații foarte micuțe se numesc articulații zigapofizare și ele sunt foarte expuse la uzură atunci când le folosim corect, prin postură greșită, prin încărcare prea mare, da? Facem treaba asta și articulațiile astea zigapofizare se uzează și ele de foarte multe ori provoacă durere și uneori din cauza că ea se umflă, așa cum vă spuneam că se întâmplă cu majoritatea lucrurilor care se inflamează, și ele sunt în contact cu nervul și poate, de exemplu, un pacient fără să aibă hernie de disc, să aibă o durere de tip radicular, care este dată de o articulație zigapofizară care, inflamată fiind, împinge în față nervul și îl comprimă. Dar noi nu ne uităm cu atenție la remene și nu observăm acest lucru pentru că nu suntem educați să facem asta. Mai există la nivelul spatelui, de exemplu, musculatură, fascii. Toate acestea sunt generatoare de durere. Există, de exemplu, una dintre cele mai neglijate patologii, sunt aceste puncte trigger. Punctele trigger care sunt îngroșări ale fascilor care acoperă mușchii și cine are experiență și palpează cu grijă poate să simtă unde sunt aceste îngroșări, care sunt ușor de tratat prin puncții, chiar și cu ace de acupunctură se pot funcționa, se pot face injectări în ele. Cine are experiență le poate găsi și ecografic aceste puncte trigger, dar ele de foarte multe ori apar și se adaugă la o altă patologie. Un pacient care are o hernie de disc poate să facă și puncte trigger. Un pacient care are o artroză zigapofizară poate și el să facă puncte trigger. Există, de exemplu, la nivel toracic, unde coastele se articulează cu procesul transvers, aceste articulații costotransverse și care este boala dureroasă a secolului acesta, pentru că stăm la televizor în poziția aceasta greșită, ne apăsăm aici articulațiile costotransverse și mulți pacienți vin cu durere de spate și de fapt aici este sediul durerii. Dar tu nu poți să diagnostichezi asta decât în urma unui examen clinic, pentru că tu poți să ai un pacient care are și o hernie de disc în același timp și el vine, îți arată remeneul pe care are o hernie de disc, care este neimportantă din punct de vedere clinic, nu-i palpezi corect spatele și nu vezi acest lucru. Și îmi cer scuze că am ajuns la exemplu pe care vreau să vi-l dau, pentru că este o situație pe care o văd frecvent. Sunt pacienți care au aceste stenoze de canal lombar. Deci au niște hernii de disc severe, care îi comprimă sacul dural foarte tare. Și vine pacientul la consult și spune că am durerea asta de spate, de care sufer de ani de zile și că eu am stenoză de canal lombar, că știu și am venit să-mi faceți diprofos, că știu eu că îmi faceți diprofos și îmi trece durerea. Dar la examenul clinic, de foarte multe ori, constați că de fapt altceva se întâmplă. Mai avem articulația sacroiliacă, deci articulația dintre aceste două oase, osul sacru și osul iliac, care și ea se uzează și se degradează. Mai avem capul femural în articulația lui, dar nu doar asta, musculatura care îmbracă acea parte din femur care se numește trohanter, apare acolo o bursită trohanteriană. Și din cauza că pattern-ul de durere seamănă cu durerea pe care au avut-o când au avut stenoza de canal lombar și din cauza că noi ca medici nu punem mâna să apăsăm și să vedem că dacă apăs articulația sacroiliacă, de fapt atunci pacientul sare de durere. Dacă apăs bursa trohanteriană, atunci sare de fapt pacientul de durere. Noi nu diagnosticăm aceste lucruri și tratăm în continuare stenoza de canal lombar care nu mai necăjește pe pacient. Și atunci la acești pacienți facem injectare separată în articulația sacroiliacă, în bursa trohanteriană, pacientului trece durerea și îți dai seama că chiar dacă are o stenoză de canal lombar cu
cunoscută de ani de zile, nu asta îi provoca lui durerea. Pentru că atunci când te doare spatele încerci orice, vreau să vă întreb dacă există greșeli pe care poate face un pacient atunci când, care poate agrava de fapt și afecțiunea și durerea, poți face mai mult rău? Sigur că poți face mai mult rău. Din punct de acum, de cele mai multe ori pacienții ajung în această situație datorită unor greșeli pe care le-au făcut, că e vorba de greșeli de postură, că e vorba de greșeli de chiar și la locul de muncă, unii nu se îngrijesc corect și ridică greutăți prea mari, neprotejat. În ceea ce privește tratamentul acestora, una dintre problemele care pe mine mă preocupă, pentru că mă confund cu ele, este faptul că se fac foarte multe infiltrații care nu sunt ghidate sub niciun fel imagistic. Da? Mergem la un medic și acel medic ne face infiltrații. Cum? Ia un ac, îl bagă în spate, îmi pune acolo diprofos și o să-mi treacă durerea. Poate că o să-mi treacă, poate că o să nu. Poate că nu o să-mi treacă. Foarte, în afară de anesteziști și de o parte dintre neurologi și acum din ce în ce mai mult și medicii reumatologi în România, foarte puțini medici sunt antrenați să facă o injecție epidurală prin abort posterior interlaminar, cum se numește. Da? Asta ar fi cea mai de bază procedură pe care poți să o faci ca să tratezi corect durerea, dar este cu șansă de reușită până la 40%. În realitate, acești colegi care fac aceste infiltrații, acul va fi foarte rar acolo unde trebuie. De cele mai multe ori va fi intramuscular. Problema mea care este? Problema mea este că după ce un pacient a beneficiat de 2-3 astfel de infiltrații, se prezintă pe urmă pentru un consult de terapie în durerii și trebuie să pun indicația de o infiltrație corectă, transforaminal făcută sau injectare epidural sau caudal, mă rog, indiferent ce are indicația acel pacient. Problema este că literatura și studiile arată că pacienții care au fost expuși la steroizi anterior le scade șansele de reușită pentru injecțiile pe care le facem. Și atunci, cu cât mai multe injecții ai avut greșit făcute înainte, cu atât mai tare îți scade șansa ca în urma unui tratament corect să-ți revii de durerea respectivă. Și dacă ar fi să mă refer la o greșeală la asta, m-aș referi în primul rând că nu ne alegem corect procedura, momentul și locul unde să se facă și că nu ne informăm destul de mult ce înseamnă o procedură corect făcută. Aș dori să vă mai întreb legat de durerile de spate următorul lucru. Atunci când se reușește diagnosticarea sursei, cam ce genul de boli indică o durere de spate? Ce poate genera o durere de spate foarte puternică? Dacă ne referim de dureri puternice și apărute acut, atunci hernia de disc este cu siguranță cea mai frecventă. Cea mai frecventă dacă ne referim la durere acută. Și aici trebuie să avem grijă și să îndepărtăm așa numitele steaguri roșii pe care orice medic ar trebui să le cunoască și să căutăm dacă nu cumva există și o cauză mai gravă a durerii, cum ar fi neoplaziile, infecțiile severe și nu ar fi permis să se facă nimic legat de tratament până când aceste cauze severe de durere nu sunt îndepărtate. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. Aș dori să trecem la o altă boală, o altă afecțiune, serie de afecțiuni, de fapt, nici măcar nu este una singură, legată de articulații, durerea articulară. Și atunci aș vrea să vă întreb, de ce dor încheieturile mâinii? De ce ne dor genunchii? Da. Întrebarea dumneavoastră nu are un răspuns simplu și pentru a pune diagnosticul durerilor articulare este nevoie de implicarea a mai multor medici din mai multe specialități în funcție de tipul de durere pe care o are pacientul. Poate să participe la acest consult medicul ortoped, poate să participe medicul reumatolog. Din punctul meu de vedere, al medicului specialist de terapie a durerii, ce vă pot spune este că dacă un pacient are foarte, foarte multe articulații implicate, este foarte puțin probabil să beneficieze de un management intervențional, dar asta nu înseamnă că nu îi putem ajuta prin a prescrie corect o schemă de tratament analgetic. Mulți dintre pacienții care se prezintă și cer ajutor pentru acest lucru, ori nu iau combinațiile potrivite, ori nu le iau pentru o durată suficientă de lungă de timp, iau doze prea mici. Deci îi putem ajuta și pe aceștia. Pacienții care ni se adresează nouă pentru management intervențional sunt acei
pacienți care în general au o durere mai localizată pe o articulație sau două, vorbim despre pacienți, de exemplu, care au gonartroze, pacienți care au nevoie de protezări de articulație și din anumite motive nu se califică pentru aceste protezări, ori că sunt prea bolnavi ca să treacă cu succes prin intervenția chirurgicală, și pe acești pacienți îi putem ajuta printr-o serie, orică infiltrăm articulația, orică infiltrăm nervii care inervează articulația respectivă, îi ajutăm să scape de durere. Pacienții care sunt potriviți pentru artroplastie, pentru proteză, indiferent că este vorba de genunchi sau de șold, ar trebui să facă acest lucru, să meargă și să-și monteze proteza respectivă, dar trebuie să reținem faptul că unii dintre ei vor avea durere cronică și atunci pe pacienții care au suferit deja o artroplastie îi putem ajuta cu infiltrații pentru a trece de durerea pe care o au. Mai sunt pacienți care fac diverse complicații sau la care nu a fost corect investigată durerea. Sunt, de exemplu, anumite dureri care generatorul de durere este la nivelul coloanei, mimează durerea de șold și pacientul merge și pune proteză de șold și descoperă că în continuare are aceeași durere și vine la consult și vezi că de fapt avea o problemă la nivelul coloanei lombare și îi tratezi durerea și el nu și-a pus degeaba proteza, pentru că oricum medicul ortoped se uită pe radiografie și indicația imagistică există pentru proteză, dar nu aia era problema care provoca lui durerea. Și o altă categorie interesantă de pacienți pe care noi putem să-i ajutăm și care, deși vorbim despre tehnici analgetice de terapia durerii, ține de fapt de medicina regenerativă și trebuie să știți că anumite articulații care dezvoltă artroze în stadii incipiente pot beneficia și noi putem să facem asta pentru ei de anumite injectări care îi ajută să-și regenereze articulația. Și mă refer la PRP, de exemplu, care este foarte accesibil și pe care și noi îl putem oferi. Ce înseamnă asta? Înseamnă platelets rich plasma, de acolo vine. Deci o plasmă cu multe trombocite. Se recoltează sânge de la pacient, se pune într-o centrifugă specială și se obține un lichid pe care pe urmă îl injectezi în articulație. Acest lichid conține de fapt o cantitate foarte mare de trombocite care eliberează niște mediatori care stimulează regenerarea articulației. Bineînțeles, sunt anumite condiții, pacientul nu trebuie să ia, de exemplu, antiinflamatoare nesteroidiene înainte de injectare pentru că scade eficiența acestei proceduri. Dar problema este că pacientul vine la tine ca să nu-l mai doară și injectarea, de fapt, o să-l doară. Dar mulți dintre pacienți, înțelegând, practic, ce obțin, acceptă acest lucru și se poate da paracetamol. Sunt și alte soluții pentru a trata durerea la pacienți. Nu trebuie neapărat date antiinflamatoare. Dar una dintre condiții este să nu e antiinflamatoare.